Best for Soil, Compost, Informații Practice. Acest videoclip, Best for soil, vă expune definiția generală a compostului, precum și tipurile de compost. Puteți vedea, de asemenea, care sunt beneficiile utilizării composturilor și cu ce situații vă puteți confrunta când folosiți compost. La sfârșitul videoclipului, veți găsi informații suplimentare despre aceste subiecte. Vă rugăm să vizionați și alte videoclipuri Best for soil despre compost și subiecte legate de sănătatea solului. Materia organică compostată, sau MOC, este un produs care rezultă din descompunerea microbiană a materiei organice în condiții aerobe. În funcție de metoda de compostare, dimensiunea, intensitatea procesului și materialul de compostat, se poate produce o gamă mare de composturi cu calități diferite. Compostul termofil, numit și compost fierbinte, este cel mai frecvent tip de compost. Poate fi produs în cantități diferite, de la grămezi mici, întoarse manual, până la metode de compostare pe scară industrială, cu utilizarea tractorului sau chiar autopropulsate. Compostul termofil ajunge la temperaturi între 60 și 65 de grade Celsius în tot mormanul după mai multe zile. Aceste temperaturi ajută distrugerea sau dezactivarea semințelor de buruieni și a agenților patogeni din compost. Vermicompostarea este cel mai natural proces de compostare. El implică viermi epigeici, cum ar fi eisenia fetida. Este important în acest proces ca temperatura să nu depășească 35 de grade Celsius, în caz contrar, râmele pot să moară. Vermicompostul are cea mai mare diversitate de microbi și este considerat eficient în suprimarea unor agenți patogeni, dar nu distruge semințele de buruieni. Prin urmare, în producția la scară mai mare, se recomandă o combinație de compostare termofilă și vermicompostare. Alte metode de compostare practicate sunt compostul de câmp sau compostarea prin capsare. Prin definiție, compostarea se face întotdeauna sub influența oxigenului. Prin urmare, metodele care folosesc condiția anaerobe nu sunt compostarea, ci metodele de fermentare. Din cauza pregătirii intense a solului sau alte metode de gestionare a acestuia, conținutul de materie organică a solurilor noastre a scăzut dramatic în ultimul secol. Aplicarea compostului poate crește semnificativ cantitatea de materie organică a solului. Scăderea materiei organice, cultivarea frecventă a solului, Pesticidele și aplicarea îngrășămintelor minerale au dus la creșterea nivelurilor de diversitate microbiană slabă. Compostul nu este doar o resursă a diversității microbiene, ci și niște hrană și habitat pentru microbienii solului. Aplicarea pe termen lung și continuă a nutrienților chimici, precum azotul, fosforul și potasiul, au dus la o lipsă de fertilitate. Compostul conține nu numai câțiva nutrienți principali, dar și oligoelemente și organisme capabili să mobilizeze nutrienți fix din sol. Biodiversitatea este principalul atu al naturii în combaterea dominanței anumitor specii. În calitate de fermier și producător, puteți profita de compost pentru a readuce biodiversitatea în solurile dumneavoastră și, prin urmare, pentru a suprima maladiile solului. Care sunt principalele provocări în producerea și aplicarea compostului? Compostul sau chiar resursele pentru fabricarea acestuia nu sunt întotdeauna disponibile. Această problemă este valabilă și în cazul tehnologiei de producere și distribuție a compostului. În funcție de zonă, trebuie luate în considerare diferite aspecte pentru producerea și utilizarea compostului. Totodată, apare riscul de contaminare a solului prin prezența în compost a deșeurilor sau chiar unele metale grele. Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre compost, nu ezitați să consultați site-ul Best for Soil, unde puteți găsi informații suplimentare.